Președintele Poloniei a fost protagonistul unei gafe de protocol la Chișinău, acolo unde este așteptat și șeful statului, Klaus Iohannis. Problema a fost rezolvată cu ajutorul Maiei Sandu, iar cei doi și-au continuat drumul spre Garda de Onoare. Aflat în vizită la Chișinău, președintele Poloniei, Andrzej Duda, a comis o gafă de protocol înainte de a pleca spre Garda de Onoare. După ce a fost întâmpinat de șefa statului din Republica Moldova la capătul unui covor roșu, oficialul polonez s-a așezat în partea dreaptă a Maiei Sandu, nu în stânga, așa cum prevede protocolul. Președinta a reacționat însă rapid și a arătat liderului de la Varșovia locul pe care trebuia să-l ocupe. Cei doi au mers împreună pentru a saluta Garda de Onoare. Președintele Poloniei se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, cu ocazia împlinirii a 3 decenii de la semnarea declarației de independență. Alături de el, la ceremonie, vor lua parte și președintele României, Klaus Iohannis, dar și liderul Ucrainei, Volodymyr Zelensky.